Neru Băican este un țăran, așa cum îi place să spună, din localitatea Șandra, județul Timiș, care s-a apucat de lucrat pământul în 1994. Primii 5 ani a practicat o agricultură de subzistență. Dar după ce și-a cumpărat primul tractor, clasicul U650, orizontul i s-a deschis în totalitate. Astăzi lucrează 360 de hectare și se poate lăuda cu niște producții de invidiat. Lucrăm 360 de hectare de pământ, acum și proprietate și... Na, mai mult în arendă, că na, nu ne-am permis încă să-l cumpărăm tot. Păi, pentru o rotație mai bună, l-am cam împărțit în 3. 120, 120, 120. Păioase, grâu cu triticale, 20 de hectare de orzoaică, 10 de triticale și 90 de grâu avem. O să punem 120 de hectare de floare soarelui și 120 de hectare de porumb, se face o rotație mult mai ușoară. Însămânțările tot am făcut la timp, producțiile au fost foarte bune, prețurile nu au fost ele cine știe ce, dar anul mai dificil, mai ploios, o țară a venit înghețurile foarte puternice peste noi. Uite că am ajuns să și în primăvară să încheiem arăturile. Acum mult nu ne-a mai rămas. Și ceva mai achiziții mai noi de teren, am mai luat în arendă, ne-a dat o țară peste cap, da. Să sperăm că trecem cu bine. Culturile cam au suferit un pic din cauza frigului. A fost un ger sec anul ăsta. N-am avut zăpadă, n-am avut... Acum să vedem, să intre bine în primăvară, să vedem ce se alege din ele, da? Eu știu, un 5-10% poate am pierdut din frații de la grâu. La porumb a obținut anul trecut producții excepționale, o medie de peste 14 tone la hectar, fără a avea posibilitatea de a iriga terenul. Pe o parcelă de 15 hectare a recoltat în medie 21 de tone. Folosește doar hibrizi de la Monsanto pentru că, spune el, au calitatea de a pierde foarte repede apa din bob la maturitate. Cu toate astea, cea mai profitabilă cultură în 2016 a fost cea de floarea soarelui. Mă, un an destul de bun, pot să spun. Cu grâu am avut probleme că s-a culcat jos, am avut niște băltiri pe el. Porumb a fost destul de bun, umidități mari, prețurile cam mici. Floare soarelui a fost cea mai profitabilă cultură la noi. Da, nu ai așa mari investiții la floare soarelui. La porumb ai investiții mari, treci de 3.000 de ron. Treci cu brio de 3.000 de ron pe hectar. Da, acum, depinde și ce îi faci, tratamente la porumb. Noi facem tratamente și la frunze, la porumb, și insecticid, și dăm cu opera pe frunzele de porumb, pe plantă. Acum depinde, la ce te aștepți, depinde, să faci un calcul, cât vrei să scoți. Dacă vrei să scoți 8 tone, mare brânză nu-i faci, semeni și ierbicidezi și prășești și ai scos 8 tone. Păi dacă vrei peste 10 tone, mai trebuie să vii cu... Cât ați avut la porumb? Cu 14.000 și am avut 2 hibrizi. La cel mai tardiv ne-am închis cu 14.000 și ceva, 14.600 cred că, dar am pierdut mult că a fost ud, deci degeaba ai producții mari dacă ai umiditate mare, deja pierzi, așa că trebuie să fie undeva între, nici umidități mari să n-ai, deci nici, trebuie să știi să alegi hibridul de porumb, grupa FAO. L-am valorificat cu 5.400 și am mai primit în mână vreo 4.700 și ceva, restul a fost penalizări pentru umidități. Am pierdut mult, dacă aveam o grupă FAO mai mică, nu scoteam așa producții și nu pierdeam aproape nimic. Acum, depinde și de an, dacă sunt ploi, anul trecut au fost ploi. Care sunt hibrizii acelea de care spuneai? De la Monsanto sunt 5141 și 5031. Cu așa hibrizi și cu un an ca anul trecut, oricine știe să facă agricultură. Să văd într-un an zecitoz, atunci se face diferența între fermieri, atunci se vede cine e fermier adevărat, cine e țăran, nu fermier. Acum... Și la floarea soarelui? Spuneai că ați ieșit cel mai bine, practic. Da, la floarea soarelui am ieșit cel mai bine. Am ieșit undeva la aproape de 4 tone am scos pe medie. Și nu am avut investiții așa mari la floarea soarelui. Da, și am vândut floarea soarelui cu 1,6 ron. A fost un an bun, da. Nu seamănă un an cu altul. Nu seamănă un an ca altul. Și banii care ai câștigat anul trecut, să-i ții bine, că o să vine vremea când va trebui să-i dai înapoi. Acum, dacă îi ai, îi dai. Dacă nu îi ai... Ce așteptări ai de la 2017? La 2017, sincer, chiar mi-aș dori să fie un an secetos. Să fie secetos, nu muncesc atâta, vând cereale la preț bun, nu rup utilaje și tiruri și pe câmp băgate să
podmolite, rupte, hale pline. Trebuie să fie secetos. Deci un fermier bun face agricultură și în deșert. La bătrânețe, Neru se vede undeva pe o insulă exotică, departe de grijile și problemele cu care se confruntă de obicei. Până atunci și-a propus să atingă noi standarde de performanță, să investească în creșterea bovinelor pentru carne și să lase moștenire totul fiului său, Aron, acum în vârstă de doar 13 ani. Deocamdată deține 18 exemplare din rasele Limousin, Angus și Metis, dar și-a propus să ajungă la un efectiv de 200 de animale în următorii ani. Se gândește să construiască și un abator.